Domnul, nu acolo e mașina, trebuie să te pui în față, frățic. Wow, fiat. A trecut ceva vreme de la ultima joacă cu, să-i spun așa, Contraband Police. Ne reîntoarcem la graniță. Wake up, comrade. Se înceapă jobul. Ne uităm aici și se mai întâmplă. Avem smuggler care are 54 de ani, ăsta încă a rămas. Mi-am cam bătut capul în episodul anterior, deci nu știu ce să mai zic. Suntem pe minus, uitați-vă în dreapta, suntem aproape să fim dați afară de la job. Sperăm că nu se va întâmpla, o să încerc să fiu mai atent. Ok? Din păcate jocul m-a țăpit, mi-a dat o misiune și m-a teleportat prin hartă, dacă n-ați văzut episodul anterior, și mi-a luat bani. Nu înțeleg ce se întâmplă cu jocul ăsta. Ok, luăm documentele. Și o să dureze puțin până mă învăț. De asemenea, mi-a zis ceva foarte util. Dacă upgradez curcioaba aia, o să am bara asta de aici de sus mai multă. Bara o folosești când compari informații, vezi, și scade. Așa că nu vrei să o folosești super mult, da? Vrei să câștigi niște bani? Vreau să cumpăr ceva de la tine. Credeți că ar trebui să o folosesc? Nici nu știu. Bun, 459609 este bine. Valid până în 1981 suntem noi, în septembrie e bine. Ăsta este în 81 septembrie, e bine, mă uit pe aici, are două frigidere, dar se pare că este doar un frigider, așa, ne uităm rapid așa de tot, ar trebui descărcat frigiderul pentru că, da, nu e nevoie să-l dai jos, trebuie, încerc să scanez ăstea, da mă, trebuie să, aoleo, aoleo, băieți, avem broken, avem flat tire, avem bumper missing, missing bumper 1, cred că aripa se referă. Ok, stai așa că nu mai știu să joc. Are un geam spart, dar are un geam spart. Broken window, perfect. Are pană, în rest totul pare în regulă, oglinzile le are la el. Bun, pot să fac eu așa, ca să nu se mai coboare el. Sau trebuie să se coboare ca să văd și scaunul lui, întrebare. Da, da, nu pare că are nimic. Ok. Bun, tu du-te înapoi în mașină. Problema e la dânsul, că oricum n-are pe unde să fie. Doar de joculețul acesta, sincer să fiu cu voi. Inspection is finished. Du-te înapoi în mașchinetă. Vreau să mă uit o dată să mă asigur. Deși cine este artist, teacher sau jurnalist, automat este, nu are voie să intre. Nu știu dacă are 54 de ani, pare că nu are. Are 33. Ok, și ne zicem așa, damage control și cargo list. Bun. Bă, problema e în felul următor. Tu, la entry regulation, tu nu ai cargo listul complet. Cred că trebuie să-l resping și să văd ce-mi zice. Să văd ce-mi zice, că nu mai știu exact cum se joacă joaca. Dar imediat o să învăț, nu e problemă. Mă prind repede. Bun. Trebuie să facem niște bănuți, aia e toată chestia. Ia că sunt super mega ultra curios să dăm F1-ul, să vedem ce nu e bine. Deci, da. Defect bodywork, 0 din 1. Nu știu ce am vrea, că missing bumper a fost ok. Cred că aripa se punea ca defect bodywork sau era altceva, nu-mi dau seama. Oh, ah, baduro. Please step out, can I have your documents? Bun, aici sunt documentele. Deci, iată, tu ești... Așa, tu ești bucătar. Am înțeles. Aici e bine. E bine. Ok. Aiman Duduri, ești ok. 8-1 JQ de 316, e bine. August, e bine. Are foarte multe chestii la el, deci o să fie puțin așa. Ne uităm la mașchinetă. O inspectăm cu mare atenție. Așa. Ok. Bun. Hai să scoatem noi, că nu cred că e... Cred că e greșită lista aia, că parcă am puține iteme. Nu știu de ce mi se pare mie așa. Dar mă rog. Ok. Ne uităm pe aici. Nu cred că are ăsta contrabandă la el. Dar nu pot să știi niciodată, presupun. Verificăm și noi pe aici. Ok. Bun. Luăm lista, scanăm tot ce este de scanat. Bam, 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 are cutii, are chestii la el. Bun. Problema e că simbolul ăla e destul de micuț de la contrabandă.
Și mă mai păcălește uneori. Adică m-am uitat pe episod și... Așa. Nu o mai desfac aia, îmi bag piciorul ea dacă e cu... Când nu-mi dau seama la omulețul ăsta, pare că toată mașina e în stare perfectă. Nu prea îmi dau seama, e și mașina ciudată. Deci la inspect acolo e ok. Vreau să compar în schimb. Fertilizer are 4, petrol barrel 1, soap 2, 5 și avem cheese curry 2. Băi, omul e bine, se pare. Ok, trebuie să ne uităm și la poză dacă țineți voi minte. Kazakhstan, așa. Vreau să văd dacă are ăsta vârsta, dar nu are. Iulie, bă, pare că e bine, pare că e bine. Ai dat cu lanterna pe el, approved, sper că nu mă păcălește, dar... Da, e ok, nu, ăsta cred că e ok. Bun, hai, next up. Uite, mașina aia e mai ușurică. Și aici să fie avut coca. What the f... Bă, ăsta se spar parbrizul acum. Stop the fugitive. Bă, ce prost sunt. A tras în ăla care avea documentele bune. A crezut că ăla fugea. Oh my god, no shot, bro. No. Creierul meu n-a mai funcționat acolo, boys, îmi pare rău. Dar sună la bun. Bine, mi-a luat doar $20, dar still. No way, man. No way. Oh, bă, cap de mustață ce ești. Am mai tras și mașina greșită. Da, avea contrabandă la el, dar n-ar trebui să-i... este un pic. Eu n-ar trebui să iau din mașină contrabanda? Habar n-am, adică las mașina așa, am întors la bază. Așa, o să parcăm noi mașina cum nu prea văd în spate. Nu mai am o ușă, din păcate. Au tras aia în mine, e ok. Repară, știu. Nu știu dacă a meritat tot tripul ăsta, da, mă rog. Ne-am verificat, ne-am reparat mașina, pardon, toate bune, toate frumoase. Deci în jocul ăsta încerci să obții cât mai multe de alea perfecte pentru a crește un rank, știi? Cât de multe inspecții perfecte. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi inspecția din exterior a mașinii, pentru că nu are nicio pană, are oglinzile, are parbrizul, bările nu lipsesc, alea nu sunt sparte, semnalizările nu lipsesc. E perfectă mașina asta. Da, nu e... Nu murdări scaunele, a zis și au și zice asta. Ba, am uitat să-l bag pe ăla la închisoare, stă în mașină singur. Ok, e jurnalist. Jurnalistul avea voie sau nu? Nu. Nope. Deci automat o să-i dăm deny pe entry regulation. Din păcate. Dar hai să ne uităm și la cealaltă chestii. Karim Matar, ok. 12 mai e bine. Are două frigidere, nu are două. E din nou aceeași chestie. Capim, e scris greșit numele. O dată. Așa. Karim Matar 0Y095RJU. Ok, work. Da, deci mai uităm o dată, jurnalist, e bine. Poza, nu știu ce să zic de mustața aia. Parcă e schimbată poza. Nu sunt sigur. Posibil, adică pare că e el, dar I don't know. Ok. Bun. 20 iulie 1941 e data de naștere. 4 iulie. Ia, are 54 de ani, nu. 4 iulie 1981. Da, e clasic, i-am să urce mașină și unde să urcă el. Domnul, nu acolo e mașina, trebuie să te pui în față, frățic. Wow, fii atent. Ia. Ah, da duro. Hai că ți-am închis eu ușa. Da, mă, nu merge să-i dau alea că trebuie să inspectez aici, am și uitat. Varis, ce să-ți mai zic, ești respins. Răspuns final, nu. Ataiu, Siemrahove. Siemrahove, asta s-a plictisit. O aduc să-l arestez pe ăla măcar. E mai în gloanță la pistol? Că nu știu. Deschide și tu aici. Mai am unde văd gloanțele la pistol? Habar n-am. Ce e ușa pe partea asta? Perfect inspection, opa. You are free to go, hai că da. Hai că da. Bun, mi-ar plăcea în jocul ăsta să vină mai mulți, adică jocul e super scriptat, știi? Papers, please, nu era așa. Bun, can I have your documents? Odată. Îți lipsește o oglindă din start. Missing mirror din start 1. Broken light din start 1. Ok.
Ai o pană din start una, ok. Ne uităm în spate acolo. Farurile sunt amândouă, vreau să mă ridic. Pană nu, oglinda lipsește și cam aia e tot, cred. Hai să inspectăm și aici WC-ul, că mi-a zis că avea unul contraband în WC-ul. Ah, Vaduro! Ia să vedem și noi niște informații despre Talic. Ai 54 de ani? 58. Aici noi aveam... Ah, ăla era smugglerul de a fugit, lol. Opa, scuză-mă. Deci nu mai e nimeni de căutat. Bun, tu ești la muncă pentru teacher. Teacher este interzis. Deci automat vei fi respins pe motiv de entry regulation. Ramil Ismailov. Perfect. 10 aprilie deja este expirat acest document, deci nu numai că n-aveai voie de ieși expirat. 18 aprilie din nou expirat. Încă o dată te felicităm. NOMIOVR20 Ramil Ismailov, da. Lista nu cred că e întreagă. Ai să pun, da, nu e. Deci deja lista nu ne mai interesează. Ok, Ramil Ismailov. Poza e ok și ai bereta aia pe cap. Răspuns final, nu. Să vedem dacă am nimerit tot ce trebuia. Nu mai e nimeni. Bun. Pe ăsta la închisoare cred că îl mai ținem, adică nici nu știu ce să fac cu el. Te salutăm, te salutăm. Să mai avem niște misiuni după, nu cred că se încheie ziua așa. Perfect. Justified refusal. Nu e perfect? Avea broken window. Păi și nebun. God damn it, man. Ok. Păi, dacă noi ne uităm la itemele din inventar, toate sunt la o durabilitate bună. Nu avem nevoie să ne ducem la niciun magazin. Mi-aș dori pe hartă să pot să mă mai duc undeva să fac niște misiuni, să fac rost de bani, dar nu mai am. Ok. Ăsta este la închisoare. Da, omulețul nostru. Stă acolo, nu avem ce să-i facem. Hello. La iteme de contrabandă nu prea avem nimic. În cazul acesta ne băgăm la nănică. Eu vă recomand G Fuel Cold Ruff, 12% reducere pe energiile. Livrează foarte repede, băieți, țineți minte că într-o zi și ceva, două. We are under attack. Bă, e nasol că e și pe timp de noapte, dar nu vă îngrijorați. Oricum am upgradat baza. Until the end of the attack. E ok. Deci aveți încă în descriere. Eu am aroma de sour green apple. Care e top. Și-a bubuie bă ăla acolo. Gen, what? I-am tras în cap. Eu nu mai am gloanțe? A, în dreapta sus sunt gloanțele, mă. Bă, e gravă treaba. Nu pot să iau gloanțe de la el, oare? Pistolul de la distanță. Bă, frate, cum am 208 gloanțe? What? A, oh, mi-a luat $100. Your employees have fully recovered, da. Comisar, hai să dormim și upgradăm mâine celelalte chestiuni. Da, e bine că ne mai atacă ăștia, așa că mai facem bani. Ne trebuie o armă mai bună, ce-i drept. Ar trebui să investesc mai mulți bănuți într-o armă mai bună. Dar e ok. Overall, suntem pe 550. E în regulă. Aveți și genul în descriere, jocuri mai ieftine dacă vă interesează. Înainte să cumpărați de pe Steam, aruncați un ochi pe G2A. Chiar sunt jocuri mai ieftine, mai ales jocurile vechi. Comrade, you have come to Olympic Games. As a nation we have așa. Cars or roads must shine. Don't let anyone with a larger number of imperfections. Ah, clasicul stat comunist, ok. Deci ne pregătim de jocurile olimpice și gen o să ne vină foarte mulți turiști din afară și nu trebuie să-i lăsăm să vadă cum e țara de fapt. Știi? Și o să oprim oamenii care au mașinile stricate și așa. Ok. Nici nu știu, actually. Spuneți-mi în comentarii, dacă cineva are actele perfecte, dar are un geam spart sau așa mai departe, nu trebuie să-l lăsăm să intre? Cred că da, sau? Înainte de asta, gen, oricum nu trebuie să-i lasă, sau mă rog. Mă rog, mă rog, mă rog, sunt niște chestiuni pe acolo, dar avem mai mulți criminali, ok. Și ne zice în felul următor. Vehicle Registration Document, nu știu ce. 28 aprilie 1981. Avem stricter regulations apply to the territory of Acaristan. Deci, în Acaristan nu mai intră oricine. Oamenii sunt obligați să prezinte vehicle registration document. Erori în document, așa, n-au voie să intre. Și avem
Bărbat la 50 de ani, culoare neagră a mașinii, bară lipsă și naționalitate al barac. Da, o să fie nasolic. Track scale, check, vedem greutatea. Asta țin minte din demo, actually. Avem 393, nu prea ne permite să upgradăm mare lucru. Între timp, nu uitați voi de un like. Ok? Bun. Deci, hai să vedem cât are. 1480. Și atunci comparăm direct, că are peste greutate. Da? Max weight. Ah, nu, max weight zice, n-a trecut de limita, mă înțeles, nu e limita exact, nu e scris exact, că nu avea sens. De unde știau aia câtă... Ok. Azam 72, Ramil Abilov. Ok. 0 DS, asta nu știu ce, registration number. Mamă, trebuie să-i verific numărul? Le lipsește pe față numărul? 0 DS 0480 TX. Ok. De ce lipsește pe față bara? Deci front bumper missing. Unde e, mă? Missing bumper 1. Era actually unul cu missing bumper. A wanted gang member. Opa. Mai adă-te tu jos. Ceva e neregulă aici. Să fie ăsta criminal, mă? Opa. Stai un pic să-i dăm cu cuțitania. Nice, nice. Fine, fine, I have contraband. Please leave my vehicle and take my money. Cât ne dăm ăsta? 530? Te pupăm. Acaristan. Te pupăm, vărule. Nu suntem într-o situație financiară prea bună. Du-te, du-te înainte tu. Închidem ochiul. N-ați văzut nimic, băieți. N-ați văzut nimic ce s-a întâmplat de aici. Suntem și noi într-o situație financiară mai... De data asta o să mă prefac că n-am văzut nimic. Așa e statul comunist, mai merge una alta. Albarac. Ok, hai să ne uităm și noi la o greutate. Ai 600, ceea ce e ok. Ne uităm și noi la FXX 4970EH Zaman Tobre Lutus. Zaman Tobre Lutus, da. Deci ăsta e în regulă odată. 39M ZPSZ. Deci devine dificil jocul din ce observați. Ăla e odată ok. 3 iunie 1981 e ok pentru muncă. Dar dacă e la muncă, nu ar trebui să aibă documentul ăsta? Hopa! Preparation for the games. In correction with the ongoing progress. Așa? Ce se întâmplă? Vehicle with more than 3 technical defects will be prohibit. Deci mai mult de 3. Hopa! Dacă ai mai mult de 3 defecte, n-ai ce să cauți. Ok, ok, ok. Ăsta pare că are mașina în condiție top. Deci nu am ce să-ți reproșez, domnul. Pare că e în regulă. Bun, deci nu, ăștia care vin la muncă nu mai au nevoie de documentul ăla care le spune cu ce, așa. Bun, 17 decembrie e bine. United Rally era unul din Al-Barak, mă rog. Bă, eu zic că tu ești în regulă. Nu știu dacă m-ai păcălit sau nu. Dar mie îmi pare că e tot ok. Hai să mergem mai departe. Asta deja văd că are un far spart. Era bine? Perfect. Un far spart. Deci un far spart, o oglindă lipsă. Ok, un far spart, o oglindă lipsă, broken light, missing mirror, ok. Are două broken lights, ok. Mai mult de atât și nu mai are voie să intre, trebuie să ne uităm cu mare atenție. Mare, mare atenție, nu, pare că, two missing mirrors, mă. Da, deci automat el nu are voie să intre pe motiv de entry regulation, cred. Dacă zic bine, corect? Bun. 1520 de kilograme. O greșeală. UFP, ok. 7485UR, ok. IQDALRAUF, ăsta e cel mai ciudat nume pe care l-am văzut. Dar 8VJ, ăsta hai să le mai verificăm noi. 29 mai. Ok, bine. 17 mai e bine, e în vizită, luggage 3 și coffee sack,
Luggage. Ah, în spate. Stai puțin să vedem. Oricum asta nu intră. N-ar fi mai bine să le verific direct de aici dacă sunt de contrabandă sau nu. Bun. Bă, inspecția este gata. Tu arăți cum arăți. Ești denied. Da. Face o mare greșeală. Vezi? Avem 1000, deci ne permitem să upgradăm ceva. Ne permitem ceva să upgradăm. Stai un pic să mă uit. Ce ne permitem? 600, stai un pic. Deci perception level și max health. Max health. Aia, mai scump de întreținut, ok. Astea nu ne interesează. Câta celulă aici, nebun. Asta e șmecheră să o faci. Dar nu încă. Îi crește viața ăstuia. Și ăsta la fel. What? Hai să-l facem pe ăsta, de ce nu? 500, cred că mai mult nu ar trebui. Deși mașina aș vrea să o upgradez. Nu le avem pe celelalte. A, nu mai pot să upgradez mașina. Bă, în cazul ăsta o să dăm 600 aici, sincer. Avem o nouă cocioabă, boys. Avem o nouă cocioabă. A fost bine acolo sau nu? Perfect. Mamă, ce are bă ăsta? Ah, vă dură. Avem așa. Avem un felul următor, actually. Defect bodywork. Missing ăsta nu e bumper. Ăsta e defect bodywork, așa cred. Missing bumper odată. Oglinzile sunt intacte. Nu e nicio roată așa. Ai două missing bodywork. Dacă mai găsim ceva, e papa. Bă, ești la limită, zic eu. Deci chiar ești la limită. Bun. Hai să vedem. 1580 de kilograme. Și pe acolo ești la limită. BNX 4301 BK. Deci nu are numărul ăla. What? Ok, registration number QX. Deci nu avem cum să-l lăsăm să intre. Din păcate. Amin Guda. Gudashvi. Amin Gudashvi. 72. Ok. 9F7K. 19 mai e ok. 13 octombrie e ok. Sunt curios câți ani are. 44. Luggage are 6. Bun. 2. Are ușa în spate acolo sau? Eu că stau cu el pe același scaun, what? Nu pare să aibă contrabandă din ce văd eu pe aici. Aha. Ok, nu e rău. Se prezintă bine, domnul. Bun, inspection is finished. Va trebui să fi refuzat. Denied. N-are numărul bun. De ce? Hai să-ți închidem aici. Bun. Nu știu. Parcă la ăsta am ratat eu ceva. Oare mai avea vreun defect la bodywork sau... Uite mă, ăsta îmi dă direct documentul. What the freak se întâmplă? S-a gândit jocul, bă, să oprească mașina. Da, deci ceva a fost în regulă acolo. Numele nu era bun! Nu! Bă, la o chestie atât de minusculă, bro. 4240. Da, e ok. Român, EOE 982. Da, e greșit numărul. Ok, bun. Odată... Registration number nu e bun, deci tu automat o să fii respins. Are o vacă. Ok. Hai să ne uităm puțin la mașină, pentru că are broken window odată, broken mirror, missing mirror, odată cu odată, broken light îl are și pe el odată. Cam doar atât observ eu. Missing bodywork nu are. Ba nu are. Broken lights 2. Da, e over.
E over pentru Tălică, din păcate. Roman Savciuc. Ok. Acum putem să verificăm mai des că e ok. 2 august. 2 iulie. Iunie, pardon. Roman aici așa. Roman aici așa. Da. Are ochelari. În asta nu are ochelari. Credeți că... Nu, el e. Clar el e, dar în poză. Barasto, ah, cred că era... Avea la cargo list 2 în loc de 1. Trebuia să-i pun minus și la cargo list. Acolo am greșit-o, dar... Unlucky. Unlucky că am realizat mult prea târziu. Sau? Da. Deci cargo listul am greșit odată. Avea 2 geamuri sparte, aia nu am văzut-o. Și entry regulation. Deci trebuia să pun entry regulation pentru că a avut multe body parturi stricate. Da, 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 are sens, are sens. Bun, păi, n-avem ce să facem, din păcate. L-avem pe ăla la închisoare, dar încă nu vreau să-l duc. Adică dacă nu sunt mai mulți, degeaba... Ia uite ce cociobă avem. Eee, noua noastră casă, bă! Bă, e o casă, ce-i drept. E o căsuță, așa. De trecere. Bun, daily cost 385 și... A luat cost 18? Cred că da. Mai luăm o guriță de gifurcă pe terminate. Another great day. Bun, hai să mai vedem ce se întâmplă astăzi. Îi avem pe ăștia 3. În rest totul rămâne la fel. De asta mâna. Hai să ne uităm. 4, 2, 4, 0. Suntem bine. Avem ISL 327. ISL 327 8BT. Automat nu o să intre. Avem registration number greșit. Ok. Ăla o dat. Next up. Ismail Baskiri. E bine. E bine. E bine. Are agenți chimical, nu știu ce. Aici e expirat. Ăsta e ok. Work. Ăsta e greșit. Cam poză. Nu e el în poză. Incoming call. Ești nebun, mă sună, trebuie să răspundă urgența. Photo nu e bine. Și ne mă sună, mă, ea. Corpul unui bărbat a fost găsit într-un bar. Oamenii ăștia sunt deja la scenă acolo, la zonă. Ok, talk to the sergeant. What the freak? Vrea să plec așa de nicăieri. Mașina pare în stare bună. Deci nu cred că e problema acolo. Singura problemă este că... Ne uităm de contrabandă, dar nu mai e. Bun, păi nu mai stăm să ne batem capul cu tine. Da, ai mai multe problemuțe. Îți dăm deny. Atayu, Siem Rahove. Siem Rahove. Nu lăsăm pe ăla să intre următorul. Gen să stea acolo, că trebuie să plecăm de urgență. Fie că sunt curios ce ne dă. A fost bine sau nu? Perfect, nu că a fost bine. Ok. Hai să mergem să vorbim cu frățiorul. Cum ne deblochează asta mașină noi, că nu înțeleg. Este așa. Vorbește cu sergentul, ia. Am parcat. A, e un hotel ceva? Care că zic bine. Varisu, obareto este. Comrade, mă bucur să te văd. Corpul a fost găsit la curățătorie. Madre insidia sa iu potrivi. De ce mă cheamă pe mine? Ada one taiete tot șasum rat. Șapraci, siem tropsaia, aci povrotte imeno. Nimeni nu pleacă fără permisiunea ta. Păi ce sunt boiu? What? Eu sunt vome și eu nu sunt...
пожучил осу. Я мадре хэно и зали. N-a fost dat afară. Это дамбри часотник, есть у меня фамилия Ачгено. Возможно, я говорю, что зачем он стал? Это не так харяч или бедло. Пошло говорить. Nu l-aș fi rănit niciodată pe nemernicul ăsta. Manieră, или паста темная. Timur se comportă ciudat de ieri. Паста митная. Враху малаши, мясо складу. Вошли та. Ще боєць де ла мочелерія сау батут. Не два спеціалі. Когда заметник подир гаври или он. Она когда venit ora de la curățătorie să spună ce a găsit. Era palid ca o fantomă. Avem voie la baie. Deci putem să vedem corpul sau? Ăsta e cleanerul. S-a scos gunoiul. Ușa era încuiată. Și cheile dispărute. Deci s-a bătut cu unul care juca cărți. Ok. Ușa e închisă. Și unde e cleaning-ul ăla? Nu văd. Cleaner room sau unde la... Мы вошли и тая тупия чулега промотка. Мы с поем работцей или... Лукрам вроде 10 ани. Му вине са кред, че и са întâmpла. Шурка, это Сахаев бедлок, и заличено. Кред, ка Сахаев а факуто. Ăsta, cică. Asta denna ja, mei neta palku umjaru, zato... Am băut prea mult. ...ili opiaci. Oleg lejno radnei, aci promotku, heno vectac bivu, aci madu deptaia. Oleg a vrut să-mi plătească datoria. Znaie, hudri i zalici, Oleg. Nu știu cine a vrut să-i facă asta. Paduli mawasi. Este acolo de câteva ore. Menopa zmyslać, wyposukati umrako wiepien. Kiedy si marbam, nażni fundro i wieka lanterna uwe kutinem. Sabrać no wyarać fioletka migo. Yes, ma din la prima impresie, putem vedea trei jun... Că a fost în jumătate de trei ori, mai bine zis. Vedem niște pași acolo. Ceas. Inițialele VM. VM. Avem și contrabandă la noi. Ok. Nu pare că a fost rănit la față. Nicăieri pe corp, așa nu pare, la mâini. Doar că a fost folosit direct un cuțit. Și vedem că are în mână. Mamă, ce cazuri rezolvăm noi. Deci inițialele erau VM. Cu ăsta am vorbit, parcă. Cu ăsta n-am vorbit. Cum îl cheamă? Timur. M-au adus cu forța. Ia să stau acasă cu tatăl meu bolnav. Mi se pare curățătorul ăla că e foarte suspicios. S-a uitat și doar la noi și a încercat să ne asculte. Stai așa, cum îl chema sau n-are nume? Cleanerul n-are nume. Că sunt inițialele V, mă, să fie ale... Da? Nu cred. Ale criminalului. E ceasul, că e Vasil Morin. Și-și voia ceasul înapoi. Să fie ăsta care l-a bătut? Sau să aibă dreptate Timur și să fie cleanerul? Habar n-am, o să zic că e cleanerul. Ăștia sunt inocenți. Așa. Мы познать это малаши умрат. А фоза 7 dimineața. Заметьте Гаврич это наше вегестие выходу аж будно. Они не мадре иду дало. Nu putea să plece departe. Caută semne în grădină. Locate the venue in the garden area. What the f- Mare bucată ce mi-am luat. Am murit. Ha! You made the wrong decision. Ah, l-a lăsat pe criminal să plece. Oh.
Vaci estiova șandinia. No way că Shaev și Morin erau. No shot că Shaev și cu Morin erau. What? Bartender? Shaev ăsta care avea datorie. La care avea datorie Oleg. Oh my god. Petroskin the bartender, they are innocent. Hopa. Varishu, me paznaci eto mawashi umrat ať sedim. Ja stăm așa, deci... Eu nu am văzut nicăieri de unde m-a atacat. Nu mai, uite, interrogate the suspects, da, e bine. Deci ăla s-a dus în grădină să-mi dea bucata, what? Da, ăsta e Shaev ăsta. Denia utram Timur. Timur a sugerat? Ies afară ei? Vreau ajuta gazibu? Eto mestie menopravotni omdlak. Как de obstavku? Oleg, ni madru eto pastor. Oleg nu mai era la masă. Nu vodka, vodka, araci. Dar am băut din nou. Visadli aș budku. Eta vodka. Stăteam la gazibu la 7 dimineața. Timur pașul aș șlavko da rabu. Zato Oleg Oleg s-a dus la toaletă, în spatele clădirii, acolo s-a întâmplat. Eu am fost singur cu Nikita. Timur să fi fost, mă, care era cu Oleg în spate? A lăsat mizerie pe la 6 dimineața. Liștoci patrodnic șaiadu aci pavrău. Timur s-a dus cu ăla în spate. Preabotnei, oni gavrici. Ei, what? Timur. Este mă să vorbim cu Timur. Cac de pașlo eta șlavco, aia liștoc znamietnica. Am văzut cu răsturul că merge în spatele clădirii. Preabotnei budnoc. Încerca să ascunde ceva sub hainele lui. Dă seama, Timur. Timur dă vina pe cleaner, cleanerul dă vina pe el. Ceva e în regulă acolo. Deci, ăia nu sunt inocenți, cred. Sau e Mășaiev și Morin? Bă, nu înțeleg! Ce ascundea ăla sub haine, cleanerul? Cred că Shaev și Morin sunt. Nu știu, habar n-am. Cred că... Nu-mi dau seama, era Shaev pentru că avea datorie la el? Search the storage, we finally managed to open a warehouse. E bucata sau ce se întâmplă? Ha? Commander, as a further, I figured out Oleg Bogdan, deci eu și cu Oleg că confirmăm conexiunile cu KGP. Snitch will die today. Mamă, long live free Karistan. Deci, comandante, la ordinul tău, mi-am dat seama că Oleg și cu mine confirmăm conexiunile cu, nu-mi dau seama. A zis că Snitch, deci Oleg era Snitch-u? Arrest the murderer. Eu am fost. Dar nu-mi pare rău pentru el, deci Timur era, mă, am zis bine. Pentru că soția mea și mulți inocenți sunt în pușcărie. Turmačko a Kristkov eto živatka. Ač ktorý spasnovej krvavo fista madre eno pokuta. Într-un fel, da, are sens că nu prea era... Nu avea logică să fie cleanerul, știi? De ce ar fi cleanerul? Că lucra acolo, era clar cine din exterior, mă gândesc. Dar arestăm. Revoluția atma aciniu. Revoluția a început. Nu o să ne oprești. De ce m-a adus pe mine, totuși aia nu înțeleg. Eu? Timur scoate un cuțit ascuns din pantof și te atacă. Datorită reacției rapide a lui Baikov. Aha, scapi nevătămat. A, l-a pușcat și l-a dus la spital. 800, ok. Interesantă joaca aia, o să recunosc. Cât de cât interesant, a așteptat ăsta aici de... I-au sărit capacele, cred. Ar trebui să ne upgradăm arma, zic eu, că pistolul ăsta nu prea mai are sens. Adică, bine, pot să fac multe și cu pistolul, că dau headshot-uri ușor. Dar ar trebui să ne upgradăm arma. Salutare. Ce criminal mai avem noi? Al Barak, mașină neagră nu e, șoferul nu are 50 de ani.
Da. 4190 maxim admis. Aici noi avem 4140. BDY8143 pe K. Bun. Verificăm numele aici, aici și aici. Verificăm codulețul aici, nu e bun. 28 septembrie e ok, 18 septembrie e ok. Asta e din Acaristan, de la noi de aici. Bun. Deci numele l-am verificat, da? Hai să vedem în spate ce pregătește el. Ok. Nu pot să le văd direct de aici, oare? Mă rog. Pare că e în regulă. Vreau să văd puțin inspecția mașinii. Are oglinzile puse, n-are missing bodywork, n-are geamuri sparte, stopurile sunt ok, da, e în regulă. Dar nu m-am verificat dacă are contrabandele, dar nu cred. Naaa. Pare clean, nenea. Bun. Păi, da. O să verificăm imediat coffee sack. Aha, medicine 2, da. Biohazard 1, soap 3. Deci lista nu este bună. Cargo lista așa. Bun, denied. Din păcate. Siemrahove, ok. Hai, next up. Mereu uit să verific aici. Nu știu de ce. Ăla pare în regulă. Ia. Să ne uităm așa în ansamblu. Stopurile nu sunt sparte. A fost o problemă la el. Vehicle type-ul nu era bun și avea un broken window. Băi, ești nebun. Nu știu de unde știu ce vehicle type e. Are un far spart și un missing mirror. Propse rado. Sem budu eto pariatko. Da, deci broken light, missing mirror. Asta are mașină ca noastră, mă. Sau, a, ba, nu. Ok, astea trebuie să le scoatem, că n-ai. N-ai cum să le înumeri, frățic. 4 cu 2, biohazard și așa. Bun. Rafik, mamă, ce nume are ăsta. Aici nu e bine. Aici e bine. Codulețul la locul lui. 25 octombrie e bine. 11 noiembrie e bine. Ok. Poza e cam poză. Da, am zis la cod că e în regulă. Varila 4x4. 2890. Da. Name surname nu e bun. Nu știu, parcă ascunde asta ceva, dar nu dau seama ce. Da, mă rog. Parcă ascunde el ceva acolo. Deci avem 50 de ani. Și mașina neagră, asta are mașina neagră. Ia stai să vedem ce am greșit. Vehicle type. Are you serious right now? Cum verific vehicle type? Să-mi spună careva în comentarii, că nu știu. Trebuie să mă uit în carte cumva? Glumești? Oh, snap. Ăsta n-avea mașina aia 4x4. Mi s-a părut mie ciudat, să zic, 4x4 n-a. Poate e, că e dubă, e nu știu ce. Damn, bro. Ok, 900, păi, da, nu contează. 850. Păi ia du-te bă mașină. Poate mai crezi kilogramele, dar n-are legătură că tot stă în picioare acolo. Ia. What? E altă greutate decât ele mașină? 990, mamă, ești la limită. Stai că avea purbagaj pe față sau unde avea. Da, 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 ok. Bun, stai acolo înăuntru. Hai să inspectăm puțin mașchineta. Ok, pare în regulă, n-are farurile, sunt ok, stopurile ok, nu m-am uitat la număr. VLQ46011FD. E ok, Micros 26.
Deci eu trebuie să mă duc la vehicle type. Nu. Eu trebuie să mă duc la... Aoleu, micros 26 așa, da, ăla e, mamă, m-a cocoșat. Închidem ăsta, Jamal Maluf, Jumal, aici deja e greșit numele, Jumal, și aici e greșit numele, 284C, 1A26 e greșit și aici, ăsta e criminal, mă, din al Barah, 100%. Cred că ăsta, ia mai dă-te o dată jos. Ăsta trebuie să aibă ceva contrabandă la el. No way că nu are contrabandă. Uite, acum am descoperit că nu... Stai. Stai un pic să mă uit aici, că ceva e... E ceva neregulă. Să pun mult. Ok. N-are loc contrabandă băgată pe aici, mă? Nu-i găsesc contrabandă, n-am ce să-i fac. Du-te mașina și îl trimitem acasă cu capa. Da? Are numele greșit. Luggage 5 și soap 4. Eu n-am găsit soap 6. O să punem și cargo listul cu X. Așa. Dăm și lui un din aia așa de trecere. Să vedem ce mai zice. Next up. S-a și ridicat ăla. Chiar sunt curios ce am ratat la ăsta. Cred că era criminal, sau? Criminal escaped. I mean, what? Right front tire. Am știut că e criminal, că era din Al Barah. Și chiar m-am uitat și nu am găsit. M-am uitat și la engine și nu am găsit. În luggage nu am găsit. What? Să-mi explice careva în comentarii, nu știu. Eu chiar m-am uitat, n-am. A, piciorul în el de joc, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac, pur și simplu. Vârsta 50, nu era aia, ăsta mi-a scăpat. 1520. Ok, Zaved, zice el. Adică ăsta... Nu e aia mașina, what? Bun, vehicle type deja, începem cu stângul, EQW296001 odată, ok, 7 august 1900 e bine, 26, no, 4 iunie e bine, work, nu cară nimic în părbagaj, sau? Nu cară. Hai să inspectăm așa, la, ca prima idee are două missing mirrors, bum bum, ok, broken light odată, și are, mai are altceva, broken window, are un broken window, da, trebuie să-i dăm și pentru entry regulation, ok, bun. Cam oftit că mi-a scăpat criminalul ăla, dar n-am ce să-i fac, mă, nu știu, chiar m-am uitat și n-am găsit. Dar poate să mai întoarce el vreodată. Știam de ce încetinește ăla. Ce mai e, mă, ce vehicle type? A fost greșit că am pus vehicle type acolo? Era bine? Atma de madre odica. Ok. Ar trebui să ne luăm altă armă, dar mai uit puțin să văd dacă putem să mai... Deci o mie... A, așa luăm o mașină, o cumpărăm. Mai dormim un pic. Un piculeț. Să vedem pe unde ajungem. La cu 400 aveam bani de o armă nouă, cred. Nu sunt super sigur. Another day of work. Din nou la muncă. Aceleași reguli, venim primul servit. Da, în continuare, Al Barah și 50 de ani este suspect. Drop Sharado. Hai să vedem, n-are nimeni trecut de greutate. Ăsta nu care nimic, 0VV0748. Numărul este greșit, registration number. Aspectul lui e bun, n-are ochelari.
dar e ok. Numele greșit de asemenea, codul greșit de asemenea. 25 octombrie e bine, 29 noiembrie e bine. Fii atent. Lich 57 zice că e mașina. Adică ăsta. Clar nu e bine. Deci vehicle type greșit de asemenea. Și hai să mai inspectăm și puțin mașina. Dacă tot ai alta. Ăștia reușesc. Uite mă care contrabandă la ele și nebun. Dacă i-am spart roata, aia e problema. Am nimerit sau? Gata, o. S-a pus la loc omul meu. Un stres nu are. Ce se întâmplă cu bara aia? Ok. Gata. S-a potolit. Avea și contrabandă, avea mai multe pe el. Este un pic, vreau să văd ce se întâmplă aici. Deci eu ar trebui să iau contrabanda full din mașină, aia a fost greșeala mea. Gata. Bun, îl transferăm frumos. Transfer to prison. Nu trebuie reparată mașina, sau? Păi, dar ce are mă de trebuie reparat? Nu trebuie. A plecat bara asta. Mă rog. Bariera. Hai să citim puțin ce se întâmplă. Are scrisoare. Comandantul așa. Eu sunt antrenorul de la echipa olimpică. Unul din jucătorii noștri nu s-a arătat ieri și nu l-am contactat. Toată cariera depinde așa. Trebuia să treacă granița. Dar l-ai văzut cumva? Abar n-am, nu mai țin minte. Ia vezi ce a găsit frățiorul aici. Deci, avem ca lumea în inventar. Avem chiar bine. Hai să lăsăm pe ăla să intre. Nu trebuie să golim neapărat inventarul. O să ne trebuiască un cuțit nou, ce-i drept. Deci unul l-am prins, mai e unul cu 50 de ani. Da? Ești pe aproape. Bun, ăsta care fân. Igor Rosac. E bine. Igor Rosec. Nu e bine. Mismatch odată. Ne uităm. KFL. E greșit. Ok. Registration number odată. Câte kilograme are? 3700. E bine. Lich 57. Ăsta e bine că îl țin minte. E ok mașina. E unul cu ăla și unul cu animal cages în spate. Aha, ăsta e cu fân, am înțeles. Bun, păi fânul ăsta... Nu știu dacă are sens să ne batem capul cu el, dar văd în spate acolo alt. Da. Nu cred că are el contrabandă în fân. Mă enervează că trebuie să trec prin loading screen-ul ăsta ca să încarce înapoi în mașină. Asta nu-mi place, pur și simplu. Nu îmi place chestia asta, e un pic enervant după ce... Adică prima oară e ok, dacă îmi faci mereu... Are missing bodywork odată. Defected bodywork, pardon. Închidem asta aici. Missing mirror odată. Ok. Broken light odată și n-am apăsat. Ok. Avem două. Ok. Pană nu pare că are. Are roata la el. Da, avem missing mirror, da. Păi, îți băgăm și asta aici. Și cred că cu aia e tot, nu? Că arăs... We're under attack. Vreau unde pleacă mă ăsta? Poate a plecat fără documente. Are you serious right now? Mă las ta acolo. Păi bă, n-am apucat să iau banii după omul ăla. O, da, am tras. Ok. Am tras, nu glumă. Deci s-a tras din greu, ok.
Are flat tire și broken window odată de la bun început. Deci avem flat tire, broken window. Așa. Missing mirror nu avem. Asta e întreagă, asta e întreagă. Two broken lights. Deci îi băgăm entry regulation. Găina! Ce face găina? Petruța, ce face aici? Trăiește și ea. În păcate nu poți să intri în țară, Petruța. Nu e ok mașina. Sper că mă înțeleg. Bă, am luat-o! Am luat-o, Petruța! Oh my god. Nu știu la ce poți să scoți găina. Adică eu în viața mea n-am văzut să aibă contrabandă în ea găina. A, mă rog. Îți dai seama că trebuie da. Puteam să... Mai repede căram eu itemele și le puneam direct la loc, știi? Da, mă rog. Bă, zi-mi doar că n-are contrabanda ascunsă într-un loc, stupid, că eu nu găsesc contrabanda aia. Ah, ok, IZU 5329. Unde e, bă, numărul? 5329, da. Păi, vehicle registration number e greșit. LX 57, îl știu că ăla e. Cum arată ăla. Ok, Marvin așa, 6230. E ok. Bun. Opt găini și un porc. E bine. Numele check. Mețanu check. 24 mai e așa, 24 mai e bine, 28, 29 iulie e bine. Ce să zic, trade? Habar n-am. Nici eu nu mai știu ce să mai zic. Aolo, nu arată cam poza asta. Trebuie să-i punem și poza. Ok. What a day. Nu m-am uitat de contrabandă pe la motor. Am lăsat așa. Asta pare că are mașina ca lumea. Chiar pare ok mașina asta. Are un geam spart. Broken window, mai era un broken window. Minunat. Bro, are geam spart și are și pană. Și are și... Oh my god. Țin la motorișcă. Da, e în regulă. Bun, 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 bun. Deci, iFix 3 nu arăți ca în poză. Deci, photo data. XHL 930. Bun, registration number. Bun. Kratos, cum îl cheamă pe ăsta? Acolo e bine. Aici e bine. Bun. 1 iunie. Ok, e în regulă. Toilet și luggage. 5? Nu știu, mai a trecut pe listă mai mult decât trebuia? Că n-are sens, deci are 5 în loc de 4. Deci, vehicle weight așa, stai că verificăm. Cargo list, 2030 de kilograme. Bun. Și avem Azam 72. Da, mă, e ok. Da, nu putem să lăsăm, dar... Nu știu dacă e la perfecție făcut. Next up. Deja are un broken window. Drop Charado. Ce? Care era problema? Mai avea un geam spart, nu l-am văzut. Entry regulation, am uitat să bifez. Am uitat să bifez și cargo list era bine, cică. Eu nu înțeleg unde avea ăla. Nu știu unde avea ăla în plus, de nu l-am găsit. Ori sunt eu 0 IQ și am obosit că mă joc jocul ăsta, dar nu știu. Entry regulation. Băi, de ce avea entry... Stai un pic. De ce avea entry regulation cu X? Pentru că el a avut doar 3 chestii la mașină. Ah, că avea broken window, ok. Da, da, da. My brother got a color TV. All the neighbors will probably come to watch. Mamă, pe vremuri erai șmecher dacă aveai TV color. Vă dați seama? Erai... boss. Hai să verificăm numele mai întâi, să ne asigurăm că e ok peste tot. Codul ăsta l-am verificat adineauri, e ok. 18 mai e bine, 16 iunie e bine. GVO 2330.
NM. Azar V, asta nu știu exact ce e. Azar V, unde e Azar V, uite-o. E duba aia, e ok. Pare a fi în regulă, eu nu știu ce să mai zic. Pare a fi în regulă. Are un missing bumper? Nu are. Geamurile sunt ok, totul e în regulă la mașină, din ce văd. Are un broken window, da. L-am pus sau am uitat? Broken window. Nu știu, bă, că sunt niște geamuri de la mici și nu le vezi, mă, nu le vezi. Bun. Dăm X aici, dăm la inspection report. Pare că e bine, nu? Ia stai, are 4 cu 1. Da, mă. Pare că e bine, omul. Nu știu ce să mai zic. Ia să aflăm. Valid inspection, n-a fost bine. Unde e al doilea geam? Să-mi explice careva. Era pe spate și nu l-am văzut. Bun, fii atent. Vreau să mergem până la... Poți să-mi cumpăr o mașină nouă, dar parcă mergi la... Hai bă, să ne luăm o mașină nouă. Aș lua o armă nouă, dar... pistolina e ok momentan, adică nu știu cu ce m-ar ajuta o armă nouă. Nu prea am idee. Deci... Ia. Let's go! What the freak, man? Mașina asta are aceeași viteză ca cealaltă? Are you serious? Da, mă, dar îi face viteza maximă. Îi mai trebuie un upgrade, ce-i drept. Îi mai trebuie unul, dar... A, trebuie să ducem pușcăria și aia, mă. True that, brother. Poți să-i plin cu mașina nouă? Yes, sir. Pușcăria și cred că poți să-i bag în spate acolo. Plus contrabanda. Noi aici nu mai avem nimic super mega special. Fraților! Salut, salut frații mei! Salutare! Deci, din păcate, mașina asta e pe minus. Pentru că e aceeași viteză și are durabilitate mai mică. Deci, da. Însă, primul nostru drum este la labor camp, cred. Și după aia la police base, sau? Freak, man. Mai am și deținuții aici cu mine. Pleacă, bă, de aici. Nebunie. Ok. Pardonne-moi. Dă-i tălpică. Escape or defeat enemies. Uite, poate să-mi iau armă pentru ăia, atât. În rest, nu prea mă interesează. Doamne, nu mă mai teleporta, poate era de la mașină. Și se rezolvă, băieții. Salut. Ăsta n-are nicio treabă. 82? Glumești cu mine, vin până aici pentru 82 de dolari? Nu e de mirare că accept mită. Glumești? Bă, o să fiu sincer. E un pic măricică harta. Ce volan am cu piele de șarpe. Ce volan e mă ăla. Fraților, i-am trezit pe toți ăștia de aici, cred. Îmi vine să plâng. Bă, băiatule, nu mai vreau așa ceva. Bă, mi s-a luat de bagul ăsta. Nu mai pot. Mă enervează la culme. Și am pierdut toată o misiune de vreo 800 de dolari din cauza chestii astea. N-are sens, mă. Cum arată girofarul. Joacă girofarul ăsta. Ia-i, frate, și dă ca lumea bani pe ei. Doi frățici, am. În episodul viitor o să upgradăm mașina și ne cumpărăm armă nouă, o pușcă, ceva mai ca lumea. Ok. Deci e că suntem pe la vreo 700 de dolari, dacă zic bine. Mi-ar fi plăcut să upgradăm tot campul ăsta, dacă era mișto. Să facem super mulți bani și să upgradăm tot, adică chiar și taraba asta de aici, sau știi? Bun. Noi oricum mai avem destul de multe zile. Nu știu exact dacă pot să văd la ce zi sunt. Nu știu dacă mi-arată sau... 1 mai, îmi spuneți voi cam cu ce zi încep, pentru că jocul are doar 30 de zile din ce știu eu. Deci dacă vă place, like și ne vedem la viitoare. Pooo!